Cine ești? Ce ești? Și ce vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însă schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara, bine v-am găsit. Subiectul de astăzi uh, mi-a venit în minte în momentul în care am aflat că există o carte care se numește uh, Artea Subtilă uh, a Nepăsării, scrisă de Mark Manson. Și am zis, da, ce, trebuie să fie o artă a Nepăsării? Niciodată nu m-am gândit că Nepăsarea poate fi o artă. După ce am căutat, când că n am apucat să o citesc, după ce am căutat tot felul de informații despre ea, uh, am aflat că Mark Manson, în cartea lui, pe care sper să am timp de acum înainte să o citesc pentru că mi se pare foarte incitant. Pune accent pe alegerea atentă a lucrurilor care merită atenția noastră și pe eliberarea de presiunea socială de a fi mereu, mereu perfecți sau de a ne îngrijora în mod excesiv pentru orice detaliu al vieții. Dacă până în momentul ăsta, nepăsarea uh, era egală sau sinonimă pentru mine cu uh, neimplicarea sau nepăsarea, tot din recenziile căutate despre cartea lui Mark Manson. Am aflat că arta nepăsării nu se referă deloc la a deveni indiferent sau neimplicat, ci mai degrabă la alege cu grijă unde îți investești energia emoțională și mentală. Despre arta nepăsării vorbim în această seară cu o, o doamnă dragă mie, și anume Irina Gherghilescu, pe care deja o cunoașteți. Contrar obiceiului meu, pentru Irina am pregătit niște întrebări. De ce spun asta? Pentru că, în general, îmi place foarte mult dialogul autentic și uh, întrebările care vin din ceea ce spun invitații. Dar subiectul de astăzi este unul foarte tare. Irina, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc uh, pentru invitație! Nu știu dacă o să apuc să-ți le pun toate întrebările pregătite, să-ți le adresez, dar uh, aș vrea să începem cu definire. Cum, cum definești tu uh, arta uh, nepăsării? Ce înseamnă pentru tine? Hmm. În primul rând, mulțumesc pentru sugestia de, de a lectura această carte. Abia aștept să o achiziționez și să o lecturez și eu. Chiar sunt interesată să văd și alte experiențe de viață în ceea ce privește arta nepăsării. Pentru mine, arta nepăsării înseamnă centrare. Centrare în mine însă. Uh, înseamnă exact cum ai spus la început, să-mi gestionez energia pe care o pun în lume, pe care o ofer, uh, cu foarte mare atenție. Și asta pentru că de-a lungul existenței am tot uh, risipit-o în toate direcțiile. Am risipit-o pe îngrijorări, îngrijorându-mă, am risipit-o pe oameni fiind în medii sau uh, în compania unor oameni uh, uh, nepotriviți mie să spun așa, da? Uh, am risipit-o în N feluri, uh, despre care probabil vom, uh, vom povesti astăzi. Uh, pentru mine, arta nepăsării înseamnă cunoaștere de sine. În momentul în care ajungi să te cunoști pe tine însuți, da? Uh, ajungi să te gestionezi foarte bine și să te uiți cu detașare. Și cu prezență la tot ceea ce este în jurul tău. Ajuns să fii observatorul tale vieții, dar și a, a dinamicii din jurul tău. Asta este arta nepăsării pentru mine. Știi că societatea noastră de astăzi cumva ne, ne învață, ne e o, ca un o fel de presiune socială. Pe așteptările celorlalți față de noi. Crezi că asta ne influențează nouă starea de bine? Adică, cred că înțelegi ce vreau să spun. Da. Uh, societatea promovează cumva o cultură a grijii excesive, crezi? Uh, din păcate, da. Uită-te numai la. Uh, să... Dacă ne referim la mass media, da? Uh, peste tot suntem bombardați cu reclame. Ai văzut și tu la medicamente, în mare parte, da? Uh, să nu mai povestim despre aspectul ăsta. Deci odată, mass media, mediul în care lucrăm, da? multinaționalele, mediul în care culturile multinaționalelor, practic fiecare, majoritatea oamenilor care sunt într-o multinațională și eu am fost pe acolo, stau cu grija Împăstrez sau nu împăstrez locul de muncă, da? Deci, într-adevăr, se, se, se face o campanie foarte agresivă <gântul> la adresa sau asupra îngrijorării, stării de îngrijorare, da? Și a crea panică permanentă și frică în mințile oamenilor prin, prin aceste canale, da? Peste tot suntem. La școală suntem bombardați tot așa. Dacă nu ești suficient de bun, nu înveți suficient de bine Uh, ajungi un muritor de foame, uh, în familie uh, suntem uh, din nou uh, datorită mediului, unii dintre de copii uh, nu au familii foarte liniștite, echilibrate, armonioase și atunci uh, iarăși au de ce se îngrijora mm -hmm. pentru mami, pentru tati. Uh, nici, da, societatea este una din ce în ce mai agresivă, din păcate și aici cumva îmi asum și eu responsabilitatea pentru că mă refer la agresivitatea din jur fac tot ce pot să fiu în echilibru și armonie cu mine lucrez cu mine și aici este o responsabilitate asumată dar totuși programul ăsta de, de agresivitate este foarte, foarte, foarte puternic în în viața de zi cu zi peste tot în jurul nostru. Cu cât că ne ne trecime... Cred că crezi că arta ne păsării <hânt> poate, să poate fi um, cumva um, aplicată și la locul de muncă în așa fel încât să nu să fie afectată productivitatea, poate fi aplicată în relațiile de familie, fără a afecta apropierea, fără a um, afecta. Comunicarea dintre, dintre membrii familiei. Crezi? Absolut, categoric. Alta ne păsări, mai ales într-un cuplu, în familie, chiar și cu copii, dacă ești părinte și ai copii, nu înseamnă că nu-ți pasă, că ești indiferent față de copiii tăi. Ați acordat ție timp, nu știu, o oră pe zi. Este doar pentru mine. Eu, mama, am nevoie de timp pentru mine, de spațiu pentru mine, da? Eu, soția. Am nevoie de timp pentru mine și spații pentru mine. Pentru că a-mi acorda mie timp și a face în timpul ăla ce mă împlinește pe mine, ce mi aduce mie liniște și fericire, înseamnă a mă reechilibra, a reîncărca re bateriile și a veni către soți și către copii, către membrii familiei cu, cu totul și cu totul altă energie și bună dispoziție. Nu, din, din, nu poți să dăruiești ceva din ceea ce nu ai. Dacă eu nu mai am energie, dacă nu mai am bună dispoziție, dacă nu sunt bine cu mine, cum aș putea să-i fac pe cei din jur să fie și ei bine, să răspândesc o, o vibrație pozitivă și o stare de bine? Deci, sigur că e necesar să practicăm această artă. Sună foarte interesant așa când spui arta nepăsării, exact cum ai spus la început, e ca și când ai spune că nu-ți pasă și că voi ceilalți nu contați în jurul meu. Nu, nu despre asta este vorba și sunt convinsă că și autorul nu -mi face referire la, la asta, ci la faptul de a-ți acorda timp și a fi atent la nevoile tale, în primul rând. Da? Bun, hai să te întreb atunci, dacă e vorba de nevoile fiecăruia dintre noi, cum facem sau cum ne dăm seama care lucruri merită uh, să fie în atenția noastră, să ne pese de ele și care nu. Aici ține de fiecare persoană, de fiecare. Cred că avem pe, și pe niveluri de vârstă. În sensul că la 20 de ani nu gândeam cum gândesc acum la 40 și e valabil și pentru tine și pentru toți cei care înaintăm în vârstă, da? Odată cu vârsta devii mai înțelept și încep să selectezi. Foarte clar, sau mai întâi, încep să te cunoști foarte bine și, cunoscându-te, cunoscându-ți și nevoile, încep să selectezi, da? acțiunile pe care vrei să le faci oamenii din jurul tău, mediul în care vrei să activezi uh, și din punct de vedere profesional. Uh, poate chiar și din uh, faci curățenie și între membrii familiei, pe unchiul X nu mai vreau să-l văd, nu vreau să-mi intre în casă sau. Uh, dar nu pentru că ai avea ceva cu el, ci pentru a te proteja, pentru că unchiul probabil nu mai vibrează, uh, nu mai ești pe aceeași vibrație energetică cu unchiul respectiv, da? E valabil și pentru colegi, pentru că mai întrebam mai devreme dacă putem aplica ta nepăsării și la serviciu, da, la locul de muncă. Sigur că se poate. Nu putem să fim în armonie sau, mă rog, nu toți avem abilitatea necesară și capacitatea de a fi în armonie cu toți oamenii din jurul nostru. Și atunci e nevoie să ne protejăm de anumite persoane, ca să spun așa, cu, cu intenții sau Um, cum să le spun? Care emană în jurul lor uh, mai multe gânduri negative da, decât cele uh, pozitive, și care ar susține, de fapt, energetic și ar crește vibrația tuturor din jurul lor. Mm -hmm. Și atunci ne putem proteja de acele persoane ținându-le cumva la distanță. Uh, sunt N metode de a, de a. cine are, cine are dezv foarte dezvoltată arta comunicării, da? uh, compasiunea, empatia, uh, știe cum să, să lucreze cu astfel de persoane în jurul, din jurul lor. Dar, de obicei, uh, aceste persoane se selectează, ajungi la un moment dat în existentă când se selectează singure. Da? Dispar ele singure din câmpul tău vibrațional, tocmai pentru că ți-ai ridicat vibrația foarte mult. Foarte bine punctat, pentru că vreau să te întreb dacă această artă a nepăsării se poate educa în timp. Adică Absolut. o practicăm într-un fel în iar după, după ani și experiențe, învățăm uh -huh. de fapt adevărata, adevăratul sens al acestui principiu. Sigur că e nevoie de exercițiu. Eu am o vorbă care spune că totul în viață ține de alegere și exercițiu. Uh -huh. Deci da, este nevoie de exercițiu ca să ajungi să stăpânești această arta nepăsării. Um, și e, e chiar esențial, e chiar esențial uh, să, să faci pași în direcția asta, de uh, la o vârstă cât mai fragedă, să învățăm pe tinerii noștri despre această minunată arta nepăsării, de, de foarte de mici. Da? Cu cât învață mai de mici, cu atât viața le va fi mai lină și mai ușoară pe. Pe măsură ce înaintează în vârstă. Exact, cum ai zis, noi ne-am lovit de multe în da. această experiență, o existență, până am ajuns să, să practicăm arta nepăsării. Adică, da. ce înseamnă, de fapt, arta nepăsării? Să realizăm, să știm exact ce este important pentru noi și ce nu. Ce nu este important pentru noi, la ce nu este important pentru noi să renunțăm, da? Sau să ne detașăm de ce nu este important pentru noi. Plus că, odată cu înaintarea în vârstă, înveți să accepti lucrurile așa cum sunt da. și să iei oamenii și lucrurile fix așa cum sunt. Eu mă gândeam că, probabil, există niște valori personale și niște principii care ne ghidează spre a alege să ne pese de ceva sau nu. Nu știu. Um, există valori. Fiecare om are un set de valori sau așa ar trebui să avem fiecare un set de valori. Da? Uh, și într-adevăr, arta nepăsării um, se modelează, ca să spun așa, și în jurul valorilor, uh, valorilor, pe care le avem. Da? Dacă pentru mine valoarea numărul 1 este Dumnezeu, să spunem, valoarea numărul 2 e familia și valoarea numărul 3 uh, este sănătatea, da? Uh, atunci toate acțiunile mele se vor învârti în jurul acestor valori, da. Pentru că e clar dacă am familia ca valoare numărul mă rog în primele trei valori, da. Atunci uh, uh, voi avea uh, o grijă mai mare și o atenție mai mare și față de membrii familiei mele. Corect. Dacă valoarea mea este Dumnezeu, atunci mă voi îngriji mai mult de sufletul meu. Și automat și de cei din jur. Voi face mai multe acte caritabile sau voi contribui în diverse feluri să-mi ajut semenii, da? Pentru că asta este una dintre uh, uh, acțiunile care au legătură cu valoarea anumită Dumnezeu, ok? Dacă uh, valoarea mea este sănătate, acțiunile mele vor fi în direcția asta. Voi mânca mai sănătos, voi face mișcare, uh, voi face tot ce pot să am un somn odihnitor, voi bea o apă cât de cât uh, alcalină și așa mai departe. Uh -huh. Deci, dar asta nu înseamnă că uh, nu îmi pasă de ceilalți. Eu fac ce pot să-mi fie mie bine, ca la rândul meu să pot să fac bine celor din jurul meu, familiei, colegilor, la nivel social, cum îi spune vecinilor mei, da? comunității din care fac parte. Focusarea atenției pe tine. Așa cum spuneai tu, da, într-adevăr, trebuie să avem grijă, în, primar, în primul rând, de noi, uh, iar apoi, ca să putem avea uh, grijă de ceilalți. Uh, focusarea asta pe, pe, persona, pe persoana fiecăruia dintre noi, câteodată e catalogată ca și egoist. Uh, cum demontezi tu o etichetare de genul ăsta? Păi nu-ți pasă. Nu-ți pasă, nu -ți pasă, na, ești un egoist. Cum faci ca să demontezi chestia asta? Sau măcar să uh, contramandezi cumva ideea că ești egoist. Uh, e o diferență între, între a fi egoist, da, și iubirea de sine. Egoismul cu iubirea de sine uh, sunt două concepte paralele și echidistante, să spunem așa. Um, am să contramandez, întotdeauna îmi place să folosesc ceea ce unul dintre maestrii mei spirituali spunea, uh, Iha la ne spunea uh, la cursuri și, mă rog, de câte ori îl ascultam uh, sau interacționam, ne spunea că nu există decât tu și gândurile tale. Ceea ce uh, mi-a luat foarte mulți ani să, să înțeleg și să integrez acest concept, că nu există decât eu și gândurile mele. Asta înseamnă că tot ceea ce este în exteriorul meu este, de fapt, proiecția a ceea ce este în interiorul meu. Și atunci, de ce mi-aș concentra uh, și mi-aș dirija atenția către exterior când eu este necesar să mă uit aici în interior? Și dacă nu-mi place ceva în exterior, ca de altfel, și dacă îmi place ceva în exterior, unde trebuie să mă uit? Unde sunt acele lucruri care îmi plac sau nu îmi plac? Tot aici, în interior. Și atunci schimbarea, unde e nevoie să o fac? Tot aici, în interior. Și abia pe urmă se schimbă și mediul, mediul exterior. Deci, egoismul, a fi egoist înseamnă cu adevărat a nu-ți păsa de ceilalți. Na? A fi cu atenție centrată doar pe tine, să am eu să am, eu să fiu bine, tu nu contezi. Asta este la egoism, da? Eu exist, tu nu existi. eu contez, tu nu, nu contezi. Pe când, atunci când ai parte de iubire de sine, automat ți se dezvoltă empatia, ți se dezvoltă compasiunea, da? Și automat, în câmpul tău, îi vezi și observi și pe ceilalți și empatizez cu sentimentele lor, empatizez cu uh, uh, situațiile lor de viață, plăcute și neplăcute, da? Ești capabil să te pui în pielea personajului celuilalt pentru că, de fapt, nu este vorba decât tot despre tine. Mm -hmm. Atunci când îl privești pe celălalt, ca și cum te-ai uitat la tine în oglindă, eu, de exemplu, acum mă uit la tine și mă văd pe mine. Da, Mai este și expresia aceea frumoasă, tu ești un alt eu. Și privindu-te pe tine, nu am cum să-ți fac răuție, pentru că ar însemna să-mi fac rău mie. Și atunci ce îmi doresc? Cum îmi doresc să fiu tratată? Cu iubire, da? Cu empatie. Atunci te privesc cu iubire și empatie și manifest către tine ceea ce vreau să mi se facă mie. Aici este diferența între a fi egoist și a te iubi pe tine. Cât de important e și cum poți să faci în așa fel încât să ai curajul să spui nu în anumite situații pentru a fi autentic? Și mai vreau să te întreb, arta nepăsării chiar poate duce la o trăire a unei vieți autentice? Hai să le legăm a, unul de altă. Absolut, da. O să încep cu răspunsul invers. Da, <laughs> într-adevăr, poate duce. Ce înseamnă, de fapt, a spune nu? Vorbești cu un fost yes man. <laughs> Pe vremuri nu știam să spun nu și nu că nu știam, nu spuneam nu, că nu există nu știu sau nu pot. Da? Există nu vreau. Nu spuneam nu, nu, nu spuneam nu din teama de a nu fi abandonată, de a nu fi respinsă, da? Aveam propriile mele temeri și atunci de a nu supăra, dar astea aveau legătură tot cu respingerea și abandonul. Uh, a nu ști să spui nu înseamnă, practic, a te autosabota pe tine. Da? E nevoie, în, sunt momente în viața asta în care este necesar să spui nu. Pentru că, uite, dacă ți a spune bagă degetele în priză, cum ar fi tu să zici da, da și să te duci să faci chestia asta? Adică, da? Uh, unele situații uh, chiar sunt de viață și de moarte. A spune nu într-un moment de viață și de moarte face o foarte mare diferență. Te salvează de la moarte, da? Și ți-o spune un om care a ajuns până în pragurile, până în pragul acela de uh, un nu spus la vremea lui, m-ar fi salvat de multe belele, inclusiv de boli grave și așa mai departe. Da? De deci ce e necesar să învățăm să spunem nu, dar să putem să spunem nu și într-un mod frumos și blând și cald și iubitor. Nu e nevoie să spun nu lasă-mă în pace sau nu, nu sunt de acord. Putem spune frumos în acest moment al existenței mele, da, ceea ce cer tu să fac nu este important în acest moment dăm voie să mă mai gândesc sau lasă-mi un timp de gândire sau e nevoie să, să procesez această informație. E nevoie să mă, să mă gândesc un pic mai mult și am să-ți comunic ce, ce, acțiune urmează să fac. Da? Sau dacă fac sau nu fac acel lucru. Deci se pot spune lucrurile cu, cu blândețe. Orice putem spune în viața asta, orice refuz îl putem face cu blândețe, orice reproș îl putem transforma în ceva frumos și spus cu blândețe. Da, mă gândeam acum dacă. Te-am întrebat dacă arta de a ne poate duce la o viață autentică. Dar acum te întreb altceva, tot legat de arta nepăsării și tot de autenticitate, cumva. Arta nepăsării te poate face o persoană mai fericită? Sau să ai stare de fericire? Absolut. Ce este, de fapt, fericirea? Știi cum e? Asta e ca și succesul. Definești fericirea ca și succesul. Pentru fiecare înseamnă altceva. <gângătă> da? Uh, pentru că succesul pentru tine poate să însemne ceva, pentru mine altceva. Poate pentru mine, dacă n-am mers toată viața, începe să merg, da? E un mare succes. Pentru tine e ceva normal și firesc că tu mergi de când te-ai născut, ok? Uh, așa e și cu fericirea. Ce înseamnă să fii fericit, de fapt? Uite, pentru mine, a fi fericit înseamnă o foarte bună gestionare a propriei persoane. Asta mă face pe mine să fiu fericită, da? Momentul în care eu, la mine se termină ziua și mă uit în mine și în mine este pace, liniște, serenitate. Asta pentru mine înseamnă să fiu fericită, da? Poate pentru cineva a primi un cadou. Înseamnă o mare fericire. Poate primește cadou o dată pe an acea persoană. Deci, Cumva, um, arta asta a nepăsării are legătură cu fericirea, dar aici, repet, depinde fiecare cum o definește. Citeam că sunt mai multe principii legate de uh, arta nepăsării. Uh, am vorbit despre valorile personale, am învățat despre uh, cum putem și cum ar fi bine să spunem nu atunci când uh, e nevoie. Tu ai vorbit și despre responsabilitatea față de tine, adică ceea ce simți. Dar deci eu mai vreau să te întreb despre un alt principiu pe care l-am citit acceptarea limitelor și imperfecțiunilor. Am citit că o parte importantă a acestui concept este să renunțăm la ideea de a fi perfecți și să ne acceptăm limitele. Și acolo tot acolo unde am citit eu, se spune că acest lucru aduce un sentiment de libertate și de autenticitate, ce părere. ai? Sunt într-un totul de, de acord. Întrebarea este cât de bine te cunoști pe tine. Pentru că dacă tu, tu nu-ți cunoști propria persoană, nu ai de unde să știi care sunt limitele, nu poți trasa limite. Da? Și ne întoarcem iarăși, apropo, a, a, a nu ști să spui nu, sau a nu vrea să spui nu, înseamnă că tu nu-ți cunoști propriile granițe, propriile limite. Da? Până unde îți dau voie să intri în, în, în câmpul meu, da? în intimitatea mea? În viața mea, ok? Uh, până unde îți dau voie să mă rănești? Sunt persoane care stau în uh, relații abuzive, fie că sunt la locul de muncă cu șeful sau cu unul dintre colegi, fie că e cu partenerul de viață, pentru că acele persoane nu au limite, nu se cunosc pe ele și nu-și cunosc aceste limite. Uh -huh. E normal să ajungi să stăpânești arta nepăsării în momentul în care ai, într-adevăr, niște limite foarte bine trasate. Dar asta presupune cunoaștere de sine. Cât de bine te cunoști pe tine. Îți cunoști um, calitățile foarte bine, îți cunoști defectele foarte bine. Și apropo de defecte, că ajungem la perfecțiune, are legătură, da. Uh, atunci când te cunoști pe tine și îți îmbrățișezi partea de umbră, pentru că cu toții avem și umbră, suntem și in și yang și albi și negri. Știi aia cu lupul, depinde de ce pe care lupul îl hrănești, pe la rău sau pe la bun. Bun, în momentul în care ți-ai îmbrăzișat acea parte de umbră și o cunoști foarte bine, adică te duci adânc în iadul tău cel mai profund, pentru că raiul și iadul sunt în noi, na. Da? în momentul ăla nu ai nicio automat manifest partea ta de lumină. Chestia asta se întâmplă automat. În momentul în care tu ți accepti partea de umbră și -a accepti și ajungi să te iubești pe tine și să te accepti așa cum ești, e fabulos intervine exact ce spuneam, pacea, armonia, serenitatea, acel echilibru interior. Mm. Și um, e nevoie să, să avem tot timpul statutul ăsta de observatori, da. să ne observăm. Dar vreau să spun, apropo de observator uh, al nostru și observator al celorlalți, că suntem în poziția asta, uneori nu nici nu ne dăm seama, când uh, suntem într-o comunitate sau în societate și într-un grup... Uh, E mișto să fii observator, e mai nasol să te apuci să critici. Chiar nu mai în minte fiecare acțiune a fiecăruia. Dar apropo de asta, noi cădem foarte ușor în camcarea comparațiilor. Adică știi, uite-vă ce mișto e tipa aia, e cam scârțit la capitolul ăsta, dar Arta Nepăsării, din câte am citit eu, sugerează să evităm astfel de tendințe, adică sunt tendința de a ne compara cu alții sau de a compara orice și și se spune foarte mișto să ne concentrăm asupra propriei călătorii uh -huh. fără, a ne, fără, a să, fără a ne lăsa influențați de succesul sau opinia celorlalți repet, înseamnă din nou autocunoaștere, cunoaștere de sine și o să margez pe pe lucrul ăsta Apropo de comparație, din păcate ne este insuflată de foarte de mici da? din școala generală. Că la școală începem să ne comparăm cu ceilalți sau dacă nu o facem noi, ne compară doamna învățătoare sau profesorul de X materie, sau părinții ne compară cu uh, băiatul prietenilor care în aceeași clasă cu no în, uh, de același an cu noi. Și ăla de ce poate? Gigel de ce poate și tu nu? Uh, Gigel a luat 10 la matematică tu. Ce faci cu șaptele ăla, știi? Și așa mai departe. Deci, societatea ne învață să comparăm, dar în momentul în care tu ajungi să te cunoști pe tine și să te accepti așa cum ești, nu-ți mai vine și nu mai simți nevoia nici să te compari pe tine, dar nici să-i critici pe ceilalți. Mm. Da? Pentru că realizezi că fiecare are propria lui bătălie, ca să spun așa, da? mm. cu propria lui persoană. Uh, e nevoie să învățăm a ne stăpâni pe noi înșine. Asta în primă fază. Pentru că atunci când ajungi să te cunoști întru totul, nu mai ai ce să stăpânești. Doar gestionezi. Da? E ca și cum uh, uh, îți mai ștergi cărțile de praf uh, din bibliotecă din când în când. Da? Mai iei una, o mai deschizi și așa mai departe. Cam, cam asta se întâmplă în momentul în care ajungi să te cunoști pe tine însuți. Da, Vreau să te întreb apropo de gestionat. <coughs> Crezi că <coughs> uh... <coughs> Stăpânirea artei nepăsării. Crezi că ajută la gestionarea criticilor și judecăților altor oameni? O elimină de tot critica și judecata. Deci, e... asta e cert. Asta e cert. Bun. Mai am o curiozitate. M-am gândit că, apropo de nepăsare, cred că există o diferență între nepăsarea asta constructivă. Uh -huh, uh -huh. care o promovează arta, arta nepăsării, și indiferența toxică. Care e diferența dintre ele și crezi că pot fi confundate? Um, ajungem să ne lovim în noțiuni. Na? E ca atunci când uh, când punem etichete ăla ai urât, ăla ai frumos. Na? Repet, indiferent ce transmitem în afara noastră, că Punem o etichetă pozitivă sau una negativă, ambele etichete vorbesc despre noi. Da? Și da, da. atunci, um, comparațiile și toate astea, repet, dispar în momentul în care există o foarte bună cunoaștere de sine. Nu-ți mai vine să critici, nu-ți mai vine să compari pe nimeni cu nimic, pentru că înțelegi că fiecare om a ajuns la un nivel în viața lui, are propriile lui trăiri, bagaje din spate da? și ajungi să l accepti așa cum este el. Întrebarea este, poți să-l accepti dacă tu nu ai, ți-ai acceptat întâi propria ta persoană? Și alea bune și alea rele, vorba, vorba unei parabole, da? Și boile, și alea negre și alea albe. Asta este întrebarea. Cât de bine te cunoști pe tine? Cât de bine te gestionezi pe tine. Și abia pe urmă putem povesti despre ceilalți, pentru că, repet, ceilalți ești, de fapt, tot tu. Da. Știi că spuneam la început că <coughs> uh, arta nepăsării, cumva, uh, dacă o studiem, ne ajută cumva să identificăm care sunt aspectele importante ale vieții noastre. Dar sunt persoane care. Sunt obsedate de a face lucrurile perfect, de a le duce la bun sfârșit cu orice preț. Asta înseamnă? Da. Că, asta înseamnă că au avut în familie un perfecționist, ori un părinte perfecționist, ori o mamă perfecționistă care au cerut foarte mult de la ei, din păcate, da? um, Și nu numai că, bun, e ok să cer foarte mult de la tine în primul rând dacă vrei să ceri foarte mult de la tine. Asta n-ar fi ceva extraordinar. Problema este că ajungi, ce faci atunci când nu-ți ies lucrurile așa cum, cum ți le dorești? Muncești, muncești, muncești ca să iasă totul perfect și puf, ceva intervine și scârție proiectul sau uh, momentul acela în care credeai că gata, ai rupt norii. Întrebarea este ce faci cu tine în momentul ăla? Cum te gestionezi pe tine? Accepți că E normal și firesc și uman, omenesc, a greși? Și ce ai de învățat din acea greșeală? Sau încep să uh, îți spui singur gânduri de autodevalorizare. Nu sunt în stare, am dat-o bară și de data asta, uh, sunt un nimeni. Uh, avea dreptate tata când îmi spunea că nu sunt bun de nimic când eram mic și așa mai departe. Mm? Iarăși. Ce faci cu tine în astfel de momente? Perfecționismul este o boală, numesc eu, da. pentru că uh, e îngrozitor de nocivă. Deci, cei care suferă de perfecționism uh, nu sunt deloc liniștiți, sunt oameni anxioși, oameni foarte stresați, extrem de stresați, da? care ajung să manifeste chiar boli fizice, în boli în corpul, în corpul fizic, din pricina stresului pe care îl trăiesc. Și um, sugestia mea la ei este să să așeze un pic, să inspire și să spună nu am nimic de demonstrat nimănui. Nici lui tata care spunea că nu sunt în stare, tata a rămas acolo în trecutul lui, îl lăsăm acolo în trecutul lui cu acel, nu, nu ești în stare, da? Și unde mă aflu acum? Aici, în momentul prezent, am 40 de ani, da? Nu am nimic de demonstra nimănui. Nici măcar mie nu mai am ce să-mi demonstrez. Dar, revin, necesită iarăși a sta cu tine și a te cunoaște pe tine. Atunci când punește arta nepăsării, cred că ajungi să fii mai puțin stresat și cred că folosește foarte mult nu numai sănătății fizice, ci cele mentale. Absolut. Noi de asta avem nevoie. Stresul ne disturbă liniștea, ne disturbă, cum să spun eu, acuratețea de a găsi niște... Soluții, soluții. Pe fel de fel de situații, pentru că suntem bombardați de foarte multe lucruri. Dar în momentul când refuzi sau, da, refuzi să-ți pese de ceva care nu e important pentru tine, cumva se clarifică și gândirea și luarea deciziilor și tot ce faci într-o zi, cred. Da, arta ne aduce claritate, într-adevăr, foarte multă claritate. Da, claritate și pacea minții, pe care de altfel um, ne -o dorim cu toții și cred că unul dintre scopurile existenței noastre este tocmai acesta, de a ajunge să avem liniște sufletească, cum se spune în popor, da? sau pacea minții. Da, pacea minții, ce frumos, ce frumos. Crezi Iar că asta... Te rog. Iată. -mă. Nu, continuă. Nu, vreau de pace. să spun de, de pacea minții că se poate, se poate dobândi doar fiind cât mai conștient și cât mai ancorat de prezent. da, Ancorat în prezent. Pentru că în momentul ăsta aici și acum, nimic rău nu, e, nu se poate nu se poate, nu există în momentul de aici și acum. Da? Cu cât ești mai, mai uh, uh, atent la momentul prezent. Și uh, îți dezvolți capacitatea asta de observare a ta și a ce se întâmplă cu tine și în viața ta, e cu atât mai bine, cu atât mai repede dobândești pacea minții. Uh -huh. Și poate, poate uh, că cei care ne urmăresc uh, spun ok, și cum să ajung să stau cât mai mult în prezent. Începe prin a mânca conștient o masă, de exemplu, da. Te așeza la masa de prânz, ți-ai pus ciorbița în bolul de uh, ciorbă, da, și mănâncă o conștient. Ce înseamnă să o mănânci conștient? Să fii conștient de cum se mișcă mâna, toate mișcările pe care le faci. Gustul pe care îl are ciorba în momentul în care o introduci în cavitatea bucală, da? de înghițitură, să o simți cum se duce. Adică să fii cât, cât mai uh, atent la, la, la ceea ce se întâmplă în momentul respectiv. Asta înseamnă să, să practici starea de prezență. Nu trebuie să faci nu știu ce, vudu, nu știu ce uh, meditație bună. Îți place să practici meditația, nicio problemă. Corpul este primul instrument pe care îl avem la îndemână care ne ajută cu starea, în a practica starea de prezență. da? Eu acum vorbesc cu tine, dar sunt conștientă de ce fac cu mâinile, cum mi le țin în timp ce vorbesc cu voi. Ok? Da, da, da. Sunt conștientă de senzațiile pe care le am în corp, da? de ceea ce simt, de cum îmi simt coloana, când stau cu umerii lăsați, când sunt cu spatele drept, când m-am îndreptat de spate. Da? Lumina din jurul meu. Deci sunt conștientă de tot ce se întâmplă aici, pentru că eu sunt aici și acum cu voi. Da. Vreau să te întreb, da, de starea de prezență și arta de a uh, aplica această nepăsare. Da, iertarea. Are vreun rol în arta nepăsării? O uh, bună bună întrebare! Nu numai că are uh, rolul cel mai important, unul dintre rolurile cele mai importante, pentru că aici se adaugă și acceptarea, se adaugă și detașarea, da? Ca să ajungi să ierți, e nevoie să accepti și să te detașezi, pentru că nu poți ierta fără celelalte două. Uh -huh. Și întrebarea este, pe cine e nevoie să iertăm? Pe tata care îmi spunea că nu sunt în stare? Sau? Sau pe mine, adultul de acum, da? Care pot face orice, nimic, nu mi este uh, imposibil. Întrebarea este vreau sau nu vreau să fac acel ceva în momentul de față. Ok? Uh -huh. Și legat de iertare, pe cine iertăm? <laughs> Dacă uh -huh. nu există decât eu și gândurile mele. Când îți dai seama că e musai să aplici nepăsarea? Și când să te implici cu adevărat într-o situație? Bună întrebare! Simți dacă îți asculți, dacă ai cunoaștere de sine, da? simți când este momentul să ieși dintr-o situație sau când este momentul să acționezi, să, să te implici, exact cum ai spus tu. Da? Ține de ceea ce simți. Asta nu nu pot să-ți spun, ție codruța, uite, e momentul să acționezi așa. Și tu o să spui, dar asta e puțin că. Pentru mine nu e important lucrul ăsta, nu simt în momentul ăsta să fac asta, da? Și atunci deci vei ști ascultându-ți intuiția, vocea interioară. Cum îi ajuți pe alții care văd că se zbat sau vin și te roagă să le dai un sfat în privința asta? Nu știu, să gestioneze o situație, trebuie să se implice în foarte multe lucruri, să facă pe plac tuturor? Cum îi ajuți să-și găsească echilibru? Pentru că e important. Păi, în primul rând e nevoie să-și clarifice, îi pun să-și clarifice ce este cel mai important pentru ei. Hai să vedem, 1 2 3 4 5. Care sunt primele 5 lucruri sau acțiuni din viața ta fără de care tu nu poți să trăiești sau nu are sens să mai fii aici dacă nu le ai face pe cele 1 2 3 4 5, da? Și în funcție de ce își prioritizează, spun ok, ai spus că în primele 5 sunt astea. Chestia asta despre care îmi vorbești, o vezi regăsindu-se aici? Nu. Și atunci merită să investești energie da? și timp în situația respectivă? Și normal că un, un om normal, sănătos, va spune nu. Și atunci, în felul acesta, da? e nevoie întâi de toate ca omul să-și clarifice foarte bine uh, cine este, și întrebarea cheie în existența asta este cine sunt eu cu adevărat? Uh -huh. Cine sunt eu cu adevărat? Dacă ne-am învățat copiii de mici să-și adreseze această întrebare și să caute răspunsul, cu siguranță că până la vârsta adultă altă, altă poveste ar fi viața lor, ar arăta diferit. Uh, știi că sunt oameni care se îngrijorează excesiv. Cum spuneam și la început, cam asta despre asta e vorba în cartea lui Mark Manson să ne liberăm puțin de tendința asta de a ne îngrijora excesiv pentru orice nimic din viața noastră. Tu cum îți gestionezi tendințele de a te îngrijora de lucruri asupra cărora nu ai control, pentru că sunt și situații și da, situații pe, pe care nu le poți controla, pe care nu le poți modela cum vrei tu sunt și un filmuleț pe net umblat la un moment dat foarte elocvent pentru ce relevant pentru ce uh, spui acum. Uh, aia cu Why worry. Chiar așa se numește filmulețul, Why worry, uh, și e un guru de ăsta um, indian uh, care spune uh, dacă e în controlul tău, poți să faci ceva? Da. Atunci fă. Dacă nu e în controlul tău, poți să faci ceva? Nu. Atunci, why worry? De ce să te îngrijorezi? Lasă lucrurile să curgă așa cum vin, nu? Viața așa are propriul ei ritm. Întrebarea este, mergi cu valul, adică curgi cu apa, sau te pui contra lui? Pentru că dacă te pui contra lui, ce face valul? Bum! Vine peste tine, nu? Și te, te termină. Și întrebarea este, ce îți dorești cu adevărat? Vrei să fii un om uh, sănătos, liber, echilibrat? Sau vrei să te lupți cu morile de vânt, mai ales dacă nu e în controlul tău? Da, da. Și aici intervine ce? Acceptarea. Da. E necesar să învățăm să acceptăm. Și asta cu învățatul, cred că să am... Să se leagă toate astea una de alta. Exact, exact. Sunt, sunt interconectate, așa cum suntem și noi toți. <laughs> toți mm -hmm. suntem unul. Are o legătură arta asta a nepăsării cu libertatea personală? Păi, e foarte, foarte strânsă legătură cu libertatea personală, da? Ce înseamnă să fii liber? Tu, tu, de exemplu, când te simți tu liberă? Sau cum, cum, cum te simți tu liberă? Făcând doar ceea ce îți place și, nu știu, trezindu-te la 12 după masa și culcându-te la 2 noaptea, mergând la party nu știu de care, în fiecare weekend, turnând zeci de litri de alcool. Ce înseamnă libertatea? Și aici, iarăși, definim succesul, libertatea și fericirea. Pentru fiecare înseamnă altceva. Dar, într-adevăr, arta nepăsării are legătură și cu libertatea. Da? Starea asta de libertate, pentru mine, a fi liberă, înseamnă a putea, repet, să mă. Am -mi dat mie voie, că este vorba despre mine, da? Am dat voie să mă gestionez și să mă controlez, da? să mă observ și să mă gestionez cât mai bine, tocmai pentru a-mi crea acel echilibru interior despre care vorbeam mai devreme. Asta înseamnă pentru mine să fiu liberă. Oricât de tare aș fi îngrădită, să zicem că mai ține în casă, apropo de pandemie, da, mai ține în casă o lună de zile. M-aș simți sufocată, m-aș simți, uh, aș simți uh, opresiune, uh, represalii sau orice altceva. Nu! Sunt ok, bun, Na, ăsta e spațiu, ăsta e perimetru pe care l-am. Hai să văd ce pot să fac în perimetrul în care sunt, na, să continui să fiu, să mă simt liberă. Deși eu știu că sunt liberă și fără ca să mă gândesc că sunt liberă. Ok? Și atunci nu -o, o să simt nimic, nu o să mă simt uh, în niciun fel negativ, ci pur și simplu voi fi tot eu unul dintre marii părinți, nu mai știu care a fost închis în închisorile comuniste, a fost odată întrebat, bun, și cum v-a fost acolo, că ați fost prizonier? Și el a spus, n-am fost niciodată prizonier. Eu tot timpul am fost liber. Pentru că spiritul meu, mintea mea călătorea tot timpul. Corpul era acolo în prizonierat, dar el era un om liber, un spirit liber. Despre asta e vorba. Mm -hmm. Irina, când îți dai seama că e momentul potrivit să nu-ți pese de un anumit aspect? Când afli ce este important pentru tine. Dacă tu știi ce este cel mai important pentru tine, restul devin mărunțișuri sau lucruri lipsite de orice interes din partea ta. De ce? Pentru că nu este important pentru tine. Uh -huh. Și în ce înseamnă să fie important? Înseamnă, de fapt, un lucru... Ce este un lucru important? Este acel lucru căre, căruia tu îi oferi valoare. Căruia tu ești dispus să-i dai din energia și timpul tău. Asta înseamnă ceva important pentru tine. Indiferent da? uh -huh. că e persoană, bun sau o acțiune merită sau nu pentru tine să investești timp și energie în direcția aia? Asta este întrebarea. Și aici fiecare decide pentru sine. Eu m-am risipit în nenumărați ani, în nenumărate direcții. Și credem că energia respectivă a fost destul de dificil după aceea să mi-o recuperez. Da? Să duc din tot ce ai spus tu până acum că arta nepăsării e sau poate fi un instrument de autocontrol? Da, 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 de stăpânire de sine. Exact. Exact. Foarte tare. Avem vreo 10 minute la dispoziție. Ce mai putea tu uh, sublinia sau uh, contura? Sau, mă rog, le spune oamenilor care le urmăresc despre arta uh, nepăsării. Mm. O să spun ce, ce le spun și copiilor când lucrez cu ei. Cel mai important lucru pe lumea asta este să afle cine sunt cu adevărat. Cine sunt eu cu adevărat? În momentul în care ajungi să te cunoști în toată splendoarea ta cu alea bune și cu alea rele, da? pentru că astea bune și astea rele nu există decât în dimensiunea asta a noastră 3D. Dumnezeu nu ne vede nici buni, nici răi. Da? Pentru că nu suntem nici buni, nici răi. Vorbim aici de concepte. În lumea asta ne lovim de concepte. Da? Peste tot punem etichete, cuvinte, aruncăm în stânga și în dreapta. Că asta este. Nici asta nu e rău sau bine. Asta este. Așa se întâmplă acțiunea în filmul acesta numit Viață în dimensiunea 3D. Da? E ok, e firesc și normal, dar ca să-ți fie bine în dimensiunea asta 3D, e nevoie să ajungi să-ți răspunzi la întrebarea, cine sunt eu cu adevărat? Uh -huh. Și să trăiești cât se poate de mult în aici și acum. Să fii conștient sau um, să observi tot ce se întâmplă cu tine în corpul tău, în mintea ta, în sufletul tău, cu emoțiile tale da, și cu ce în jurul tău. Cred că stăpânirea acestei arte a nepăsării ne ajută foarte mult să ne gestionăm și eșecurile, adică să le privim sub altă formă. Ce hmm. Eșecurile, ce este un eșec? O nereușită. O nereușită, exact, o nereușită. Ce putem face ca să reușim? Să exersăm mai mult. Și repet cea cu ce am început, în viață totul ține de alegere și exercițiu. Vrei să-ți iasă? Perseverează, dacă ăsta-i scopul tău. Da? Da. Dacă nu, ai avut un eșec, învață din el și mergi mai departe. Adică nu-i ca și când. Poți să te oprești, să oprești acțiunea. Ce am de învățat din asta? Păi, X lucru. Perfect. Și pășește mai departe, pe pasul următor. E atât de simplu. Irina, dar cum facem... Uh ne asigurăm că nepăsarea, nepăsarea, uh, nu se nepăsarea nu se transformă în neglijență. Nepăsarea nu se transformă în neglijență sau în egoism, nu? Că, de fapt, dăm în, în direcția cealaltă. Da, Simplu, în momentul în care um, ai cunoaștere de sine și ești conștient că celălalt din fața ta este tot tu sau un alt tu, da? atunci nu ai cum să nu fii atent cu omul de lângă tine, cu omul din fața ta. Nu ai cum. E, asta, asta nu pot spune în cuvinte. Sunt multe lucruri care, pe care nu le pot pune sau exprima în cuvinte. Astea se trăiesc pur și simplu. E ca și cum ți-aș povesti, "Ua, știi cât e de fain când uh, nu știu, uh, bei uh, n-ai băut niciodată ceai de asomie, da? Să zicem. Și îți spune o are, aroma, așa e parfumat, nu știu cum." mă, dar până nu poți să știi cum e, până nu bei ceaiul ăla de asomie. Corect? Degeaba îți povestesc eu cu floricele și în. Așa că că-i degeaba. Uh -huh. Cam asta e. Deci, ca ne ne ajută cumva să avem și o viață mai plină de satisfacții. Și un exact. echilibru emoțional mai bun. Uh, și să ne concentrăm pre... pe scopurile noastre reale. Absolut. Noi, că trebuie să-mi pun doar pe ăsta la încărcat la pe laptop, scuze okay. oricum suntem la final Iată, Atâta, pe la laptop până nu terminăm nu, 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 nu s-a rezolvat uh, ce-am mai putea spune pe final așa? Păi, ce-am putea spune? eu le doresc tuturor celor care ne urmăresc să... să ajungă la o cunoaștere de sine cât mai aprofundată să aibă o sănătate Fizică, mentală, emoțională, da? Cât mai bună să lucreze în direcția asta, pentru că fără ele e destul de dificil a te mișca în dimensiunea asta, și să construiască relații cât mai frumoase și cât mai uh, armonioase, atât cu sine, mai ales relația cu sine însuși, da? Cât și cu cei din jur. Mm -hmm. E o, o artă arta nepăsării, dacă tot da, vorbim da, de da. ea. Eu asta vreau să spun, că arta nepăsării, de fapt, ne învață să că viața e prea scurtă și pentru a să ne consuma, consuma energia așa, într-un mod haotic și neproductiv. Nepăsarea nu este un scop în sine, ci un instrument de a trăi mai fericit, mai liber și mai autentic, eliberându-ne depresiunea de a face totul perfect, așa cum spuneam, sau a fi perfecți în ochii tuturor. Cred că ar trebui să învățăm ceva din lucrul ăsta. Uh -huh. Corect. Mulțumesc mult, Irina, pentru întâlnirea din Și această eu. seară. Și eu. Uh, am vorbit despre arta nepăsării. Câteva dintre principiile artei nepăsării deja au fost subliniate de Irina. Vă rog să urmăriți cu atenție încă o dată emisiunea pentru uh, a reflecta la tot ce ați auzit. Vă doresc o seară faină o noapte cât mai liniștită și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Te pup, Irina! Numai bine! Și eu! La revedere! Cine ești, Cine ești, ce, ești ce ești și ce-i vrea, vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însă schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.